Campania de curățare a drumurilor județene și de defrișare a zonelor unde există vegetație va demara în această săptămână și se va întinde pe câteva luni. Primele zone care sunt în vizorul autorităților sunt cele de sub munte. La nivelul județului Gorj vom începe campania de defrișări și tăieri de vegetație pe drumurile județene. Vom începe cu drumul județean 665 de la Mușetești, Crasna, Baia de Fier. După care vom continua în prioritar zonele turistice, dar această campanie se va derula pe toate drumurile județene. Ninel Muja, vicepreședintele Consiliului Județean, a explicat că au fost făcute mai multe verificări în teren, după care s-au stabilit zonele unde vor începe lucrările. Am fost pe teren, am văzut că sunt zone unde necesită aceste defrișeri și atunci am luat această hotărâre de a... Și e un lucru și normal, până la urmă, județul Gorj este tranzitat de foarte mulți turiști și e foarte bine să facem această campanie. Lucrările vor fi efectuate de Ideail Construct SRL. Contractul a fost obținut anul trecut și este valabil până în 2020. Valoarea acestui acord cadru este de 35 de milioane de euro.